Mărțișoare de toate felurile pentru toate buzunarele pot fi admirate și cumpărate deja din piața centrală din municipiu. A devenit o tradiție ca în fiecare an, în apropierea zilei de 1 martie, comercianții să expună pe tarabe micile simboluri în două culori care prevestesc venirea primăverii. Cu prețuri pornind de la 50 de bani, vânzătorii de mărțișoare spun că sezonul darurilor simbolice este abia la început, iar vânzările nu se ridică încă la nivelul sperat. Aveți vânzare? Ce să spun, câteva 20-30 de lei am avut ieri, nici atât, alaltăieri n-am ieșit și nu știu, astăzi de-abia am început. Spuneți-mi ce le oferiți jurjuvenilor. Cadouri, mărțișoare, broșe, brățări. Cred că brățările se caută cel mai bine. Ce prețuri aveți? Un leu, 1,50 lei, 2 lei, 3 lei, 5 lei, depinde. Dar majoritatea la 1 leu. Nu. Ce le oferiți jurjuvenilor anul acesta? Brățări. Brățările. Ele merg cel mai bine? Da. Ce prețuri avem la ele? 1 leu, 50 de bani, 2 lei. Cum să meargă vânzarea prost? Prost, domnișoară. Astăzi este prima zi când veni? Nu, este a treia zi. E a treia zi astăzi, da. Foarte prost. Ce le oferiți jurjuvenilor? Ce să le ofer? Mărțișoare, brățări, un călduros la mulți ani, o primăvară plăcută. La ce prețuri aveți mărțișoarele? Avem mărțișoare la 1,50 lei, la 2 lei, brățări la 1 leu, la 5 lei, la 4 lei, pentru toate buzunarele. Pentru a-i atrage pe clienți, unii comercianți au găsit o metodă originală pentru a-i răsplăti pe cei care cumpără. Toți clienții vor participa la o tombolă cu premii personalizate. Este vorba de o tombolă, toți cumpărătorii noștri completează un talon. La sfârșit de tot pe 2, când noi terminăm toată activitatea, va fi o extragere și pot câștiga tricouri personalizate, albume foto, magnezi de frigider. Deși mai avem mai puțin de o săptămână până când vom intra oficial în prima lună a primăverii, există și giurgiuveni care doresc să evite aglomerația din ziua de 1 martie și au venit încă de astăzi să cumpere mărțișoare pentru doamnele și domnișoarele din familiile lor. Pentru cine ați cumpărat mărțișoare? Pentru nepoți, pentru soție, pentru nurori. Păi mai avem o săptămână până la 1 martie, de ce de acum? Păi de acum să fiu sigur că nu uit până atunci. Și în 2015 oferta în ceea ce privește mărțișoarele este una bogată, de la potcoave trifoi cu 4 foi, până la pachete cadou care cuprinde șarfe și diferite produse cosmetice. Acestea sunt doar câteva dintre produsele cu care vânzătorii doresc să-i atragă pe clienți. Și în acest an cele mai căutate rămân brățările în două culori. Cele mai ieftine mărțișoare pornesc de la 50 de bani bucata, iar cele mai scumpe pot ajunge până la 30 de lei. Indiferent de preț, cert este că orice femeie va primi pe 1 martie măcar un simbol al primăverii.